Emoții pentru absolvenții care vor să prindă un loc bun la centrele de excelență sau la colegiile din Republica Moldova. Alături de părinți, copiii au venit să-și depună dosarele de admitere, uneori așezându-se la rând chiar și de la ora 4 dimineață. În acest an, elevii pot opta pentru 12.000 de locuri bugetate sau pentru circa 7.000 de locuri cu taxă. Tinerii care își doresc o carieră în comerț, marketing sau jurisprudență au stat ore în șir la coadă pentru a-și depune actele la Colegiul Național de Comerț al ASEM. Alături le-au fost și părinții. Doresc să continui în domeniul marketing pentru a mă dezvolta mental și pentru a mă promova în acest domeniu cât mai bine. Vreau pentru că îmi doresc un salariu cât de cât bun. Îi doresc succes și mai bine. Sperăm că să reușim și noi. Dacă n-a reușit la buget, atunci să mergem la contract. Din cele 590 de locuri disponibile în acest an, numai 62 sunt la buget. Colegiul la moment are peste 1700 de elevi. Anul trecut am avut o admitere de circa 550 de elevi. Concursul cel mai mare este pentru programele de formare profesională marketing și jurisprudență. Foarte căutat este și Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pocalo, care oferă 211 locuri bugetare la 10 specialități. Vreau să devin asistent medical. Este pasiunea mea să salvezi o persoană, să o ajuți. Le pun actele pentru tehnician dentar la contract, la buget nici nu este și după cât știu. Mi-e strașnic cât mă tremur. Înseamnă că noi trebuie să dormim în Chișinău, venim adică departe și trebuie să stăm aici. Dar trebuie să dormim aici și toți în mașini. Nu ați știut că este și oportunitatea ca să depunem online? Eu nu cred. Dacă toți stau aici în rând, înseamnă că nu se știe și nimeni n-a auzit de așa ceva. Noi le oferim condiții bune, săl de simulare, cămine, condiții bune de trai. Cel mai solicitate domenii sunt după 9 clase. Deci noi avem două specialități sau două calificări, de fapt, după 9 clase. Asistent medical și asistent medical în urgențe. Dacă în fața unor colegii tineri stăteau la coadă să-și depună dosarele, la altele a cam bătut vântul. E și cazul Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor. Am optat pentru business și administrare pentru că acum el este mai popular și mult mai întrebat. Suntem o instituție de învățământ relativ nouă, din 2018 fondați, dar deja am reușit să avem un număr de circa 600 de elevi. Anul acesta avem 150 de locuri la admitere, dintre care noi locuri bugetare de la minister nu avem, dar avem locuri din bugetul instituției pentru cei cu media nouă și mai mare. Prima etapă de admitere în centrele de excelență și colegii va dura până pe 3 august. Pe 22 iulie începe și admiterea în instituțiile de învățământ superior. În acest an sunt disponibile 8700 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, iar admiterea se va face în premieră online prin intermediul platformei eadmitere.gov.md. În acest an, elementul de noutate este depunerea online a dosarului pentru înscriere la licență. Deci, încă o dată reiterez, vorbim despre licență. Masterul se desfășoară în regim obișnuit, ca și până acum, cu depunerea documentelor la universitate. În Republica Moldova funcționează 81 de instituții de învățământ profesional, tehnic și 16 de învățământ superior.